citim acest text și să medităm în timp ce citim la aceste cuvinte, pentru ca mintea noastră să fie împrospătată cu acest cuvânt pe care probabil îl cunoaște. În aceeași zi, adică în ziua Învierii, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Da? Bineînțeles cu excepția Învierii, că ei nu știau, nu credeau. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea. Ce le-a zis el? Și i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic, în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dinți de dimineață la mormânt, ne-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care zicea că El este viu. Unii din cei care erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile. Dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să suferi Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce erau cu privire la El. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de El și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară. Și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut. Dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela. S-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat cu adevărat și s-a arătat în și au storisit ce li se întâmplase pe drum și cum L-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Aș dori să subliniez câteva gânduri din acest pasaj, care este, bineînțeles, foarte cunoscut, dar este deosebit de important pentru că El ne arată felul în care Dumnezeu se raportează la niște oameni care experimentează una dintre cele mai crunte dezamăgiri pe care le poate experimenta un om, dacă nu cea mai cruntă dezamăgire. Dezamăgirea în relație cu Dumnezeu. Putem să fim în lumea aceasta dezamăgiți de foarte multe lucruri. Și mai devreme sau mai târziu s-ar putea să ne treacă. Însă dezamăgirea pe care unii oameni o experimentează în relație cu Dumnezeu sau în relație cu Domnul Iisus Hristos este o dezamăgire devastatoare. Și aș dori să observăm de ce avunge cineva la această dezamăgire, cum se manifestă această dezamăgire și, bineînțeles, care este modul în care Domnul Iisus Hristos schimbă această stare. În primul rând ne uităm la această rătăcire a ucenicilor, că ei ajung la propriu într-o rătăcire, da? Cum ajung ei în punctul acesta? De ce au ajuns în punctul acesta? Aș vrea să vă sugerez din acest pasaj să observăm din versetul 19 până la versetul 21 de ce oamenii aceștia au ajuns în această stare și să învățăm un principiu. Căderea, da? Sau depărtarea, răceala în relația cu Dumnezeu. Slăbirea în relația cu Dumnezeu nu este ceva ce se întâmplă brusc peste noapte. Căderea publică, cunoscută de toți, începe întâi în privat. Căderea care ajunge să fie cunoscută de alții începe întâi cu niște lucruri care se întâmplă în sufletul tău sau în mintea ta înainte să se vadă lucrul ăsta în public.
Ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Păi auziți ce spun ei. Domnul Iisus îi provoacă să vorbească și să exprime dezamăgirea și îi spun, ce le-a zis ei? Și ei au răspuns, ce? Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Acum să facem un mic dialog. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret? Era Iisus din Nazaret? Au spus bine până aici? Era Iisus din Nazaret? Era Iisus din Nazaret. Era Iisus un proroc puternic în fapte și în cuvinte? Era sau nu era? Era. Era un proroc puternic în fapte și cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Era. Știți care e problema? Mulți proroci au fost așa. Problema lor era că n-au înțeles că Iisus era mult mai mult decât un proroc puternic în fapte și cuvinte. Iisus nu era doar un proroc. Vă aduceți aminte că în perioada cât timp Domnul Iisus a umblat pe pământ și și-a făcut lucrarea lui, au fost mulți oameni care l-au recunoscut pe Domnul Iisus ca proroc. Dar unii dintre ei spuneau, dacă va veni Mesia... Deci nu este suficient să-L vezi pe Iisus proroc. Da? Aceasta este prima lor problemă. Ei nu au identificat corect și complet persoana Domnului Iisus Hristos. Și în această dimineață, o întrebare aplicativă, practică pentru toți care suntem aici, este asta. Ce este Domnul Iisus Hristos pentru tine? Că s-ar putea să pui mâna pe Coran și să vezi că până și musulmanii, că acum sunt foarte aproape de noi, da, și umblă peste tot în Europa, până și musulmanii cred că Domnul Iisus a fost un proroc. Dar nu este suficient. Nu este suficient. Dezamăgirea noastră în relație cu Dumnezeu începe cu o imagine falsă despre Domnul Iisus Hristos sau incompletă. Iisus a fost un proroc, dar a fost mult mai mult decât un proroc. Și întreb din nou, ce este Iisus pentru tine în dimineața asta? Ce este Iisus pentru tine? Este un proroc foarte bine. Este doar un proroc? Apoi al doilea lucru, oamenii aceștia nu înțeleg planul lui Dumnezeu în lucrarea Domnului Iisus, nu doar în persoana Domnului Iisus. Auziți ce spune? Cu preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. O perspectivă umană. O perspectivă umanizată asupra lucrării Domnului Iisus Hristos. Ce le-a spus Domnul Iisus și ce spune ei? Vă citesc din cuvintele Domnului Iisus. Domnul Iisus spune, eu am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Ce spun ucenicii? Uite ce i-au făcut alții lui Iisus. Și Domnul Iisus cât timp a fost pe pământ le-a explicat foarte clar. Ăsta este planul lui Dumnezeu, pentru asta am venit eu, asta este misiunea mea, mă voi duce la cruce, voi învia. L-a explicat suficient de clar. Ascultați-l pe Petru cum prezintă lucrul acesta la 50-me, în prima predică la 50-me. Din ce perspectivă? Auziți? Deci citim în paralel ce spun ucenicii înainte de 50-me și ce spun după. Înainte de 50-me eu zice, uite ce au făcut preoții, ce mai de seamă și mai mari noștri. Da, l-o omoră, da, asta e, s-o întâmplă. Da? Auziți ce spune Petru? Petru spune așa. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Petru nu ia responsabilitatea acestor oameni care l-au ucis pe Iisus. Ei erau responsabili. Dar Petru spune, acesta este planul lui Dumnezeu, acesta este sfatul hotărât al lui Dumnezeu, nimic n-a ieșit din controlul lui Dumnezeu, absolut nimic. Domnul Iisus le-a spus dinainte lucrul acesta, de ei au fost orbi să înțeleagă că lucrarea Domnului Iisus Hristos a fost o lucrare plănuită de Dumnezeu. A fost o lucrare plănuită de Dumnezeu. Ce perspectivă avem noi despre lucrarea Domnului Iisus? Mulți oameni în sărbătorile acestea îl milocesc pe Hristos și este o bajocură la adresa lui Dumnezeu. Domnul a fost ca un fel de victimă. Hristos a venit ca un fel de... Uite ce au făcut cel mai bun om care a fost vreodată pe pământ. L-au omorât și l-au așezat pe cruce. Asta a fost din veșnicie planul lui Dumnezeu. Că să-L aducă jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și apoi, o altă cauză a necredințelor și a stărilor de dezamăgire a fost, versetul 21, nădejdea falsă cu privire la Hristos. Auziți cuvintele lor. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Și iarăși o aplicație directă, practică pentru noi. Ce nădejde ai tu de la Domnul Iisus? Ei trăgeau nădejde că Iisus o să vină, o să facă praf Imperiul Roman și pe toți aceia care stăpâneau și probabil că o să-i pună pe ei miniștri pe acolo și o să instaureze atunci împărăția lui Israel. Și ce bine suna pentru ucenici lucrul ăsta, nu? Era extraordinar. Foarte frumos. Foarte frumos. Asta era nădejdea lor. Dar care e nădejdea noastră astăzi? Mulți oameni după 2000 de ani n-au învățat nimic din viața acestor ucenici. Nimic. Au aceleași nădejdi omenești, aceleași nădejdi carnale, aceleași nădejdi firești, aceleași nădejdi fizice.
Dacă azi în dimineața asta v-aș predica că Domnul Iisus Hristos vă dă un BMW ultimul răcnet, vă spun cei mai necredincioși oameni de pe pământ au venit la Domnul Iisus Hristos. Da sau nu? Normal că da. Dacă în dimineața asta v-aș spune că dacă veniți la Domnul Iisus și dacă stați aproape de Domnul Iisus și că vă rugați așa cum puteți dumneavoastră și dacă mai veniți și la adunare, tot cum puteți dumneavoastră, Domnul Iisus o să vă binecuvânteze. Și o să fiți sănătoși tu, și o să aveți bani, și o să aveți cele mai frumoase familii, și nu o să aveți probleme, sau dacă o să le aveți, Domnul Iisus Hristos le rezolvă pe toate. Cei mai necredincioși, carnali și firești oameni ar fi atrași la Hristos. Cei mai firești și carnali. De ce? Pentru că astea sunt lucruri carnale și firești. Sunt lucruri materiale după care oamenii deja umblă. Și Hristos n-a venit să satisfacă poftele noastre și nevoile noastre carnale și firești, sau nevoile noastre materiale. Nu asta a fost chemarea Domnului Iisus, asta a fost misiunea Domnului Iisus Hristos. Și asta a fost nădejdea lor. Nădejdea noastră este că Hristos va împlini așteptările noastre de sute de ani sau de mii de ani. Și Hristos nu le-a împlinit. Problema este, și eu consider din o analiză, nu cred eu că sunt așa un doctor al sufletelor, sau, dar diagnosticând așa puțin ca principiu evanghelismul, asta mi se pare că este una dintre problemele fundamentale. Oamenii au început astăzi, și mă refer la credincioși, să-și facă Hristoșilor. Să-și blăsmească Hristoșilor. Mie mi-ar place un Hristos care e vindecător. Dacă am o boală, mi-ar place un Hristos care mă vindecă. Și dacă nu te vindecă? Ce faci? Sunt alții că zic, dacă Dumnezeu face vindecarea asta, mă întorc la Dumnezeu. Și dacă nu face? Cu ce mai puțin real Dumnezeu dacă face o vindecare sau nu face vindecare? Gândiți-vă puțin la lucruri. Cu ce mai real Dumnezeu? Realitatea existenței lui Dumnezeu, a Domnului Iisus și a jertfei sale și a lucrării sale, nu depinde de ce ne face nouă Hristos. Dacă ne împlinește nouă niște dorințe pe care le avem. Ajunge la o problemă în viață. Eu aș crede în Hristos dacă mi-a rezolvat problema asta. Și dacă nu ți-o rezolvă, Hristos n-a venit să-ți rezolve problema aia. Hristos a venit să rezolve cea mai importantă problemă pe care o are umanitatea și care ne face pe toți egal. Și asta este problema păcatului nostru. Și asta este problema despărțirii noastre de Dumnezeu. Și asta este problema condamnării sub care ne aflăm toți, a mâniei lui Dumnezeu sub care ne aflăm toți pentru eternitate, dacă nu suntem împăcați cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Asta vine să rezolve Hristos. Putem să fim săraci lipiți pământului, putem să fim bolnavi. Cel mai important lucru este ca în clipa în care trecem în veșnicie să știm că intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Asta este cel mai important lucru. Dar cu trecerea timpului s-ar putea în mintea noastră să făurim, să plăsmuim, să portretizăm un Hristos care este de fapt o reflecție a dorințelor noastre. Asta mi-ar place să fie Hristos. Hristos este ceea ce este El. Indiferent de ce îmi place mie sau nu îmi place mie. Și asta a fost o problemă a ucenicilor. Dar vreau să mai subliniez un lucru. Un alt motiv pentru care ei au intrat în această stare profundă de dezamăgire este că n-au înțeles vremea lui Dumnezeu. Mulți zic, vezi, evrei ăștia, ucenicii, visau la izbăvirea lui Israel. Vreau să vă spun în Scriptură că există suficient de multe profeții care nu pot fi interpretate altfel decât că va exista o vreme a restaurării Israelului. Nu pot fi interpretate altfel. N-ai cum să le interpretezi altfel. Însă Dumnezeu are vremea Lui. Prima venire a Domnului Iisus Hristos nu a fost cu scopul acesta de a restaura Israelul. Asta a fost problema evreilor. În Sfânta Scriptură se vorbește despre restaurarea Israelului și în profețiile Vechiului Testament și în profețiile Noului Testament. Însă vremea lui Dumnezeu a fost alta. Ei n-au înțeles că sunt două veniri. Sunt două faze în care Domnul Iisus va lucra. Prima dată a venit să facă lucrarea de mântuire și a doua oară, într-adevăr, va veni să instaureze o împărăție. Într-adevăr, a doua oară va avea Domnul Iisus Hristos un plan extraordinar cu poporul Israel, dar nu când au vrut ei. Acum să știți, Dumnezeu vrea să fim sănătoși. Tun. Dar nu acum. Dumnezeu vrea să nu mai plângem niciodată. Și nu o să mai plângem niciodată, dar nu acum. Există o vreme a lui Dumnezeu și de multe ori vrem puțin să facem ceasul lui Dumnezeu să meargă puțin mai repede. Măi, noi credem că acum ar fi mai bine ca Dumnezeu să intervină. Noi credem că acum Dumnezeu ar trebui să rezolve problema asta. Dumnezeu are vremea Lui, din toate punctele de vedere. Dumnezeu are planul Lui pus la punct. Dumnezeu a stabilit niște lucruri foarte clar și lucrurile vor merge în ritmul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că de multe ori Domnul Iisus Hristos spune, nu a venit ceasul. El mergea după ceasul lui Dumnezeu. El funcționa după planul lui Dumnezeu în lucrarea pe care a făcut-o. Acestea au fost câteva motive ale dezamăgirilor. Cum se manifestă dezamăgirea lor? Uitați cum se manifestă dezamăgirea lor. Domnul le promite că va veni să se întâlnească cu ei și ce fac doi ucenici? În aceea zi, iată că doi ucenici se duceau
la un sat numit Emaus, așa din câte știți dumneavoastră Sfânta Scriptură. Vă aduceți aminte de vreo întâlnire programată după înviere de Domnul Iisus la Emaus? Vă aduceți vreo promisiune? Monte, o să ne întâlnim la Emaus. Nici vorbă de așa ceva. Dar dezamăgirea a făcut ori să uite, ori să nu creadă promisiunea Domnului Iisus că se va întâlni cu ei într-un anume loc după înviere. Unul dintre primele semne manifestări ale necredinței și a dezamăgirii este să fugim sau să ne depărtăm de părtășia cu frații noștri. Sau de locul în care Domnul Iisus Hristos își face simțită prezența. Una dintre primele semne, asta este. Și de mii de ani, ăsta este un semn care se repetă. În momentul în care slăbești în relația ta cu Dumnezeu, vei vedea că slăbești automat în relația ta cu frații tăi, cu adunarea. O lași mai moale. De ce să mă mai duc? Sunt dezamăgit. Dumnezeu nu mai face nimica. Eu am crezut că, dar nu s-a întâmplat. Ăsta este un semn, o manifestare a dezamăgirii, a necredinței. Auziți? Spune Scriptura, versetul 14 și 15, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplă, pe când vorbeau ei și se întrebau. M-am gândit, ce se întrebau ăștia? Ce nelămurire aveau? Vă spun din nou dumneavoastră ce a spus Domnul Iisus lor. Voi fi chinuit, voi fi batjocorit, voi fi omor, a treia zi voi învia. E ceva neclar în asta? E ceva neclar? Nu e neclar. Pentru ei era. Și zice, se întrebau. Ce s-o fi întrebat ăștia? Se întrebau asupra unor lucruri clare. Pentru că în mintea lor, Domnul Iisus n-avea cum să treacă prin starea aceea. În mintea lor, Domnul Iisus n-avea cum să suporte suferința aceea. Și vă aduceți aminte că Domnul îi confruntă și îi lămurește și le spune că exact lucrul ăsta se va întâmpla. Versetul 16. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Devin insensibil la manifestarea Domnului Iisus Hristos. Nu mai percep. Mulți oameni zic, am fost la adunare, cum a fost? Nu prea au vorbit bine, nu prea au cântat bine, nu prea s-au rugat, nu știu cum. Oare problema este a lor sau problema este a ta, starea ta lăuntrică care te face să nu mai percepi modul obișnuit de lucru al lui Dumnezeu? Modul obișnuit de lucru al lui Dumnezeu este să se predice cuvântul, să ne închinăm împreună, să ne rugăm împreună. Asta e modul obișnuit al lui Dumnezeu de lucru. Și Domnul Iisus li s-a arătat cum s-a arătat de alte ori ucenicilor, cum a mers de alte ori cu ei. Și ochii lor erau împiedicați, erau încuiați, erau orbiți, nu puteau să perceapă prezența Domnului Iisus Hristos. Nu puteau să o perceapă. Devin insensibil la manifestarea obișnuită a Domnului Iisus Hristos, da? Și acum în câteva cuvinte aș vrea să ne uităm și la modul în care Domnul Iisus corectează starea asta. De fapt, ne mai uităm la versetul 22 și la 23, spune Scriptura foarte interesant. Zice, bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus din zi de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus, au zis cum descriu ei întâlnirea femeilor cu îngeri. Au zis cum descriu. Și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că este viu. Cam cum vă sună dumneavoastră cuvintele astea? Vă sună niște femei și o spusea că au avut o vedenie pe acolo. Ok, un, câți femei, da? Doi, fiți mai sentimentali așa și o fi dorit foarte mult să vadă pe Domnul Iisus viu și la propriu, fi văzut în mintea lor, o fi văzut ele, zic că au văzut o vedenie. Na. Acum e clar că noi, oameni cu minți, ne întregi la cap, oameni maturi, nu ne luăm după treburi din asta. Dar noi ne ducem la Emaus, că noi știm că n-are cum să fie adevărat asta. Într-adevăr, mai este un detaliu pe care nu vi-l-am spus, dar vi-l spun acum. Unii din cei care erau cu noi s-au dus la mormânt, au găsit așa cum le spuseseră femeile, dar știi ce? Tot mărturia lor n-are niciun fel de valoare, că pe el nu l-au văzut. Deci se potrivește tot. Mărturia Domnului înainte de înviere, mărturia femeilor și a ucenicilor după înviere, da? Dar nimic nu are niciun fel de importanță pentru simplu fapt că noi nu l-am văzut. Și aceasta este o altă manifestare a necredinței, când nu mai crezi mărturia altora. Mă, îți spunem noi că lucrurile sunt așa. Singurul care a dreptate sunt eu. Eu am experimentat o dezamăgire și pentru că eu am experimentat o dezamăgire, indiferent de ce au experimentat ceilalți în relația cu Dumnezeu, nu e adevărat. De ce? Că eu n-am experimentat. Sau că eu am o problemă. Da? Problema mea desfințează orice mărturie, orice realitate. Eu am o frustrare, eu am o problemă, eu am ceva neînțelegere cu Dumnezeu și nimic nu mai este adevărat. Tot ce spun ceilalți oameni nu este adevărat, fiindcă eu am o problemă. Asta este o stare de dezamăgire și necredință. Și pe scurt, cum corectează Dumnezeu lucrul acesta? Cum corectează Domnul Iisus lucrul acesta? Una dintre cele mai mari încurajări pe care ne le dau textul acesta este că față de acești oameni, Domnul Iisus Hristos inițiază restaurarea. Dacă au fost niște oameni care au avut parte de niște privilegii extraordinare, să meargă cu Fiul lui Dumnezeu, să meargă cu Dumnezeu întrupat, să vadă minunile Lui, să asculte predicile Lui, să asculte explicațiile Lui. Au avut niște privilegii fantastice. Și toți, la primul și până la ultimul,
să le apădă de el. Da? Toți. Domnul Iisus Hristos, după teologia unora, și în caz că vă găsiți în starea asta, nu pot să-mi cer scuze pentru că nu pot să respect așa ceva, da? O asemenea teologie. După teologia unora, Domnul Iisus trebuia să spună, băi, dacă 3 ani jumate sau cât o stat cu ei, nu v-am dat o șansă vouă să înțelegeți lucrurile, atunci cu i-am mai dat? Dacă voi de la Fiul lui Dumnezeu n-ați înțeles din predicile Fiului lui Dumnezeu cum stă lucrurile, atunci cine să înțeleagă? Ați avut nu o șansă, nu 2, nu 3. Voi ați avut o grămadă de șanse. Îmi pare rău, eu n-am ce face cu voi. Voi sunteți irecuperabil, nu? Voi sunteți irecuperabil. Alți 12. Voi n-am ce face. Alți 12. Oamenii aceștia s-au lepădat pe față de Domnul Iisus Hristos. Dar recuperarea lor este inițiată de Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus nu se duce undeva pe un munte și zice, mă, aștept să văd când o să vină ăștia. Oare ăștia o să-și aduc aminte ce le-am spus? Stea Domnul Iisus acolo, spune, băi, vin, un ceas, 2, 3, 4, ăștia nu vin. O zi, 2, 3, ăștia nu vin. Domnul Iisus se duce după ei. Și întotdeauna se întâmplă așa. Întotdeauna în căderile noastre și în falimentele noastre și în eșecurile noastre este Dumnezeu prin Duhul Sfânt care ne caută și ne cercetează. Și asta face Domnul. Auziți ce frumos spune Biblia? Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Ăsta este un cuvânt de speranță. Este un cuvânt de restaurare, un cuvânt de încurajare pentru noi. Hristos se apropie de noi în dezamăgirile noastre, în falimentele noastre, în eșecurile noastre. Și apoi spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos nu doar se apropie de ei, ci Domnul Iisus Hristos îi pune să-și exprime, să-și vese dezamăgirea. Auzi ce spune? El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Știa Domnul Iisus ce vorbe schimbau? Sigur că știa. Unul Cleopa, mai țâfnos așa, mai incisiv, zice, tu ești sigur străin aici în Ierusalim? De nu știi ce s-a întâmplat în el zile astea. Domnul Iisus, bă, tu înțelegi că eu sunt Fiul lui Dumnezeu înviat? Auzi, dar leacă grijă cu vorbele. Domnul Iisus se lasă. Și Domnul, ascultați pe Domnul Iisus. Ce le-a zis el? Simțiți în aer așa tensiunea lor, încărcătura lor emoțională și psihică și liniștea Domnului Iisus, răbdarea Domnului Iisus cu ei. Ce? Ce? De ce întreabă Domnul ce? Ca să le lase pe ei să-și verse. Unii dintre noi ne imaginăm că Dumnezeu trebuie să audă de la noi numai cuvinte extraordinare. Dumnezeu cunoaște stările noastre de multe, că le verbalizăm sau nu. Dumnezeu nu are nicio problemă să audă exact ce este în inima noastră. Asta este un lucru extraordinar. Și încep să spună ce e în inima lor. Și asta este un lucru pe care îl face Domnul Iisus Hristos. Îi lasă să scoată afară tot ceea ce era în inima lor și ce nu era cum trebuie acolo, da? Și apoi Scriptura spune așa, versetul 25. Deci Domnul nu doar se apropie de ei, nu doar îi face să-și expună problema lor, ci Domnul îi confruntă. Auziți ce spune? Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților, sau oameni fără minte, și zăbavnici cu inima, sau încerci cu inima. Când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, auziți care e problema lor? Problema lor este o problemă de pricepere și o problemă de inimă. Întotdeauna asta este problema în relația cu Dumnezeu. Întotdeauna când ne răcim, întotdeauna când suntem dezamăgiți, întotdeauna când intrăm într-o stare sau o perioadă de necredință, întotdeauna asta este problema. Ceva noi nu pricepem cum trebuie acolo. Cum corectează Domnul? Auziți ce spune. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava. Nu trebuia. Domnul Iisus Hristos îi corectează prezentându-le un Hristos real, adevărat. Nu ce și-au imaginat ei. Ăsta e Hristosul pe care voi vi l-ați imaginat. Voi așa ați crezut că trebuie să se întâmple planul lui Dumnezeu în ordine asta? Lucrurile nu sunt așa. Trebuia altfel. Suntem vindecați de necredință când ni se dă Hristosul adevărat. Suntem vindecați de necredință prin Scriptură. Zice, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu tot ce au spus rabinii. Nu tot ce v-au spus învățătorii voștri, ce explicații v-au dat el. Tot ce au spus prorocii. Și auziți ce spune? Și a început ce a făcut Domnul Iisus. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Felul în care Domnul Iisus îi recuperează, îi punându-i în fața cuvântului lui Dumnezeu. Nu există recuperare fără cuvântul lui Dumnezeu. Nu există. Nu există întărire în credință, nu există corectarea credinței. Nu există fără cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus ia, Domnul Iisus Hristos, putea spune, mă, sunt viu. E dădea dovada supremă, uite, sunt viu, verificat, sunt viu, gata, am încheiat discuția. Domnul nu face așa. Domnul îi duce la cuvânt. Acesta este modul. Dacă necredința pune stăpânire pe oamenii care merg poate în fiecare duminică la biserică, este pentru că nu este o tratare corectă a cuvântului lui Dumnezeu, așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos. Dacă Fiul lui Dumnezeu
nu și-a permis, folosesc expresia aceasta, să rezolve problema acestor oameni, problema credințelor, problema stării inimilor, fără cuvântul lui Dumnezeu, cine am fi noi? Cât de nebuni am putea să fim noi să credem că putem ajuta pe oameni fără cuvântul lui Dumnezeu? Și se întâmplă lucrurile astea. Se întâmplă lucrurile astea în fiecare duminică. Se întâmplă lucrurile astea în multe adunări. Și oamenii sunt jefuiți, duminică de duminică, de posibilitatea de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, care poate aduce la credință, care le poate restaura credința, care poate îmbărbăta în credință, care poate întări în credință. Numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Este suficient de clar ce face Hristos aici. Este un cuvânt foarte important pe care vreau să subliniez din nou. Zice, când este vorba să credeți, tot ce au spus prorocii. Nu știu, dumneavoastră aveți versete preferate. Aveți, nu? Da, avem versete preferate. Dar știți că dacă avem versete preferate, s-ar putea să ne facem un Dumnezeu după mintea noastră. Dumnezeu este dragoste. Oh, avem verset preferat. Frații așa s-au făcut, au un verset preferat acolo. Care e versetul preferat? Grozav lucru este să calzi în mâine Dumnezeului celui viu. Ați văzut pe frontispiciul unui biserici versetul ăsta preferat? Da, dacă îl ciuntești, dacă iei numai anumite versete din Biblie și ciuntești Biblia după cum vrei tu, faci un alt Dumnezeu la propriu. Faci un alt Hristos, faci o altă lucrare a lui Dumnezeu, faci un alt plan al lui Dumnezeu care nu e din Biblie. Domnul nu le spune că voi nu credeți ce spun prorocii. Nu asta spune Domnul. Zice Domnul, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Ei credeau, dar nu tot. Nu în felul în care au revelat prorocii. Le-a tâlcuit Sfintele Scripturi și aici ne trebuie o doză considerabilă de smerenie. Să știi că Dumnezeu a lăsat anumiți oameni înzestrați care au abilitatea și darul acesta de a explica Scriptura. Asta spune Scriptura. A aplicat o hermeneutică, a explicat, le-a tâlcuit toate Scripturile. Este un accent. Le-a tâlcuit toate Scripturile. Acum, noi știți că suntem români, dar este o boală a omului. Asta, domnule, nu are nevoie de nimeni. Eu înțeleg oricum. Noi avem noi interpretările noastre, noi avem tradiția noastră, felul nostru de a înțelege Biblia. N-avem nevoie de nimeni să ne explice. Ba da, avem nevoie. Numai românii să pricep la toate. În afară de a înțelege Biblia. În afară de a înțelege Biblia. Au avut nevoie de tâlcuirea pe care Domnul Iisus Hristos le-a aplicat-o Scripturilor. Una este ce înțeleg eu din Biblie și alta este ce spune Biblia. Înțelegerea mea s-ar putea să fie cu totul altceva decât spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea suntem dependenți totdeauna de călăuzirea Duhului Sfânt. Și apoi versetul 28, când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. După ce ea aprinde, Domnul Iisus Hristos le testează într-un fel pentru ei să vadă care este relația lor acum cu ei. Și auzi ce spune, dar ei au stărit ceva și după aceea spune, ceva simțeau ei acolo. S-a prins ceva în ei. S-a prins ceva în ei. Și auziți ce spune Scriptura. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi. Cum a zice noi? Frate, e ora 12. S-a terminat predica. Hai să ne ducem acasă. Du-te în treaba ta. Nu asta spune. Când li s-a împrins inima, când li s-a încălzit inima, când spera, când deznădejdea lor a început să se risipească, le era groasă să plece omul acesta care a mers cu ei. Spune, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua, auzi ce, îi dau și eu justificare, ce le vine, măi, seară, nu te mai duni nicăieri. Asta era problema lor, că era seară, nici vorbă. Ei spun mai degrabă, nu că ne ardea inima noi când ne tălmăcea, vreau să mai stea în prezența Domnului Iisus Hristos. Asta se întâmplă când este un impact al cuvântului în inima ta. Când nu este niciun impact, atunci văd că suntem inundată. Cât o trecut? Numai 5 minute, numai 10 minute, da? Și a intrat să rămână cu ei. Foarte frumos, versetul 30. Și nu știu dacă știți, e clar că aici nu se dă cina Domnului în varianta Noului Testament cu pâine și vin, că Domnul spune că nu va mai bea vin până nou în împărăția lui Dumnezeu, dar Luca folosește aceleași expresii și limba greacă și limba română pe care le folosește când Domnul dă pâinea la cina Domnului. Zice așa, ascultați, pe când ședea de la masă cu ea, a luat pâinea, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o cu câteva zile înainte, Domnul făcuse exact aceeași mișcare. Și spune Scriptura, atunci li s-au deschis ochii. Când au văzut aceleași mișcări, același lucru pe care Domnul Iisus îl făcuse înainte de moartea Lui. Mulți dintre cei care suntem aici s-ar putea să tratăm cu nebăgare de seamă masa Domnului. Și să crede, ne amintim de moartea Domnului. De moartea Domnului simplu, așa, ca o amintire mentală poți să o faci și acasă. Aduc aminte că Domnul a murit. Este ceva special ce Dumnezeu a atașat de masa Domnului. La fel cum gura aceasta fizică se hrănește trupul acesta din elementele cinei Domnului, la fel spiritual ne gândim la ce Hristos a făcut pentru noi, că ne-a câștigat iertarea păcatelor și o asimilăm acum în prezent pentru noi.
Nu doar că m-ai iertat odată cu 15 ani, ci că iertarea lui este pentru mine tot timpul și este o asimilare spirituală prezentă. Și la masa Domnului mi se deschid ochii. Mi se deschide. Este un fel de Evanghelia dată vizibilă înainte ochilor noștri. La fel cum este dată verbal prin cuvântul lui Dumnezeu. Ele merg împreună. Ele merg împreună. Acolo li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Ne jefuim pe noi înșine, să știți, dacă nu participăm la masa Domnului. Este un cuvânt, și mă închei că ceasul se duce înainte. Este un cuvânt pe care îl spun celor care tratează cu nebăgare de seamă cina Domnului. Dacă îl întrebi, ești mântuit? Da, sunt. Crezi că ești mântuit numai prin jertfa Domnului? Da, sunt. Ok, ai cel mai mare lucru care se poate avea. Vii la masa Domnului? Nu vin. Deci poți să accepți că ești mântuit prin jertfa Domnului, adică să ai cel mai mare lucru, dar nu poți să accepți să celebrezi sau să comemorezi jertfa Domnului, da? Prin cina Domnului. Este o absurditate, da? Este o absurditate. Și apoi Scriptura spune, au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile. Asta e reacția care trebuie să o avem noi la cuvântul lui Dumnezeu. Dar să ne ardă inima când îi predica cuvântul. S-au sculat chiar în ceasul acesta, s-au întors la Ierusalim. Au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc, zicând a înviat Domnul și cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Întotdeauna când îl experimentăm pe Hristos, întotdeauna când El face o lucrare în viața noastră, întotdeauna când ne întărește, când ne îmbărbătează, când ne restaurează, întotdeauna ne ducem să mărturisim lucrul acesta. Întotdeauna primim mărturie să spunem și altora despre ce a făcut El în viața noastră. Și că dacă plecăm aici, să ne ducem acasă, zicem, mă, păstrez lucrul ăsta pentru mine. Da, a fost o slujbă frumoasă, un program frumos, slavă Domnului. Ci să primim același lucru. Întotdeauna când ne experimentăm pe Hristosul înviat, primim puterea aceasta de a face sacrificii. Deși au venit în seara aceea, în seara aceea s-au întors înapoi, să ducă și altora bucuria învierii Domnului Iisus Hristos. El să ne binecuvânteze prin Duhul Sfânt să facem și noi același lucru. Amin. Amin.